Vă rog. Aveți cunoștință de ce se întâmplă cu doamna Alexandra Mehedinți? Doamna profesoară Alexandra Mehedinți a fost bolnavă mult timp în acest an școlar, internată periodic, aș putea să spun. Se tratează o boală probabil care se poate vindeca. În perioada în care a lipsit, am asigurat cât s-a putut suplinirea la catedră. Dumnezeu ne-a asigurat că în această vară își va continua tratamentul astfel încât din toamnă să fie restabilită și refăcută în totalitate. Urmează să vedem dacă lucrurile vor fi așa sau nu. Totuși, noi am aplicat regulamentul și statutul, de fapt, al cadrelor didactice. Am avut nenumărate discuții cu dumneaei, a primit două avertismente scrise, pe care le-a primit și de care este conștientă în momentul de față. Urmează la finalul anchetei pe care noi o facem în acest moment, să hotărâm dacă următoarea sancțiune va fi sau nu diminuarea salariului cu un procent pe o anumită perioadă, până la 6 luni, dar lucrul acesta îl va face Comisia de Disciplină și la acest moment nu pot să vă spun care este concluzia. Informațiile care au ajuns la mine de la părinții care m-au contactat sunt că doamna consumă băuturi alcoolice și cere banii de la elevi și nu-i returnează. Pot să vă spun că nu am auzit și eu lucrurile acestea, dar chiar sub influența băuturilor alcoolice la școală nu am văzut-o personal, că cere bani elevilor și lucrul acesta l-am aflat, dar în varianta 50 de bani de multiplicare a unui subiect de teză sau de lucrare. Dacă a făcut și altceva, copiii respectivi n-au venit să ne spună și nouă. Dar probabil că vom afla și lucrul acesta, pentru că în cadrul acestei anchete avem și declarația ale Când ați copiilor. demarat ancheta? În 6 mai. Amintesc o dată cu primul avertisment. Adică după primul avertisment a urmat ancheta noastră, am invitat-o pe doamna inspector de specialitate, numai că dumneaei a venit la noi în perioada în care doamna profesoară era în concediu medical, urmând a fi finalizată discuția acum, pentru că a revenit din spital și se află Și în de când atestare. ați luat cunoștință de problemele doamnei Mehedinți? Problemele de sănătate Și care se repercutează asupra activității domniei și a școlii dumneavoastră totodată? semestrul acesta, în mod special, în urma unei ședințe cu colegi. Ce urmează să se întâmple dacă doamna nu își revizuiește atitudinea și nu se tratează în mod corespunzător? Să aplicăm regulamentul și Ce înseamnă? probabil, deci în ceea ce privește școala, mai mult decât diminuarea salariului pe o perioadă de 6 luni cu 15%, noi nu putem face. De aici încolo, celelalte sancțiuni, adică inclusiv desfacerea contractului de muncă, ține de inspectoratul școlar. Este o pată în obrazul dumneavoastră personal și al instituției pe care o conduceți? Nu cred că trebuie să o luăm așa. Pentru că, în fond, și noi suntem ca toți ceilalți oameni. Oameni între oameni. La 120 de cadre didactice se poate întâmpla să fie și o excepție. O veți sprijini în continuare sau credeți că În ce sens? există posibilitatea să-și revină? Am înțeles că e o profesoară foarte bună. Dacă va dovedi că și-a revenit total, nu văd care ar fi impedimentul, dar rămâne de văzut. Eu nu pot anticipa. Eu v-am spus atât cât pot să vă spun la acest moment. Vă mulțumesc.